Hei, salutare IT-șilor și bine v-am regăsit la un nou video în care vorbim despre viitor. La început aș vrea să te întreb ce ai făcut tu în ultimele 6-12 luni pentru a-ți dezvolta cariera. Și dacă trebuie să te gândești puțin sau răspunsul e nimic, atunci avem o problemă. Vezi tu, se întâmplă de foarte multe ori în cariera unui ITist să fie alocat de compania la care lucrează pe un proiect de lungă durată sau de durată medie, unde ajunge să facă niște lucruri pe care le știe, care îi se par destul de simple, niște lucruri repetitive timp de 6 luni, 12 luni, un an, 2 sau chiar mai mult. Bine, în timpul ăla cazi într-o zonă de confort extrem de comod, aș putea spune, dar care e extrem de dăunător. Tu știi în fiecare zi ce ai de făcut, mediul de lucru, totul este foarte comod, este foarte lejer pentru tine, poate îți faci treaba în 4 ore, în 3 ore, în 5 ore din cele 8, tu știi exact unde sunt problemele, reușești să livrezi valoare foarte multă pe acel proiect, dar din păcate tehnologia avansează și tu rămâi tot pe acel proiect sau tot în acea companie făcând același lucru, în timp ce alte persoane evoluează din punct de vedere tehnic, lucrurile în jurul tău evoluează, dar tu rămâi pe loc. Ei bine, chestia asta nu e prea bună pentru că poți ajunge în punctul în care să fii inutil companiei sau proiectului, să trebuiască să-ți găsești un alt job și să nu îți găsești acel viitor job, pentru că nimeni nu are nevoie de skillurile pe care tu ți le-ai exersat în ultimii 2, 3, 5 ani, în ultimele 12 luni, pentru că tu nu ai avansat deloc în timp ce toată lumea a mers mai departe, a folosit alte framework-uri, alte tool-uri, alte moduri de lucru. Bineînțeles, există companii unde se încearcă prevenirea acestor probleme prin setarea unor goluri către angajați, nu știu, în fiecare an să îți iei o anumită certificare, să înveți un anumit framework sau un anumit tool, dar asta nu se întâmplă peste tot și acolo unde se întâmplă, nu se întâmplă în cel mai bun mod posibil. Faptul că tu ții o certificare și pe urmă timp de 6, 12 luni, 2 ani nu folosești la nimic acele cunoștințe e aproape egal cu zero. Faptul că ți se cumpără un curs de pe Udemy sau de undeva care e în format video, tu îl parcurgi și cam aia a fost partea de pregătire, din nou, nu aduce foarte multă valoare. Ai nevoie de practică, pentru că 8 ore pe zi lucrezi la un proiect, ar fi bine ca în acele 8 ore să și înveți lucruri. Bineînțeles, acest lucru nu e posibil mereu, prin urmare trebuie să-ți faci un plan și să nu te lași pe mâna angajatorului, a proiectului, a companiei, când vine vorba de cariera ta. Trebuie să faci tu ceva. Și acum hai să vedem care ar fi pașii atunci când ar trebui tu să acționezi. Păi, în primul rând ar trebui să realizezi acest lucru. Oprește-te puțin, gândește-te ce ai făcut în ultimele 6, 12 luni, 2 ani, 3 ani. Ai progresat la fel ca și tehnologia? Ai văzut niște tool-uri noi? Ai făcut niște lucruri noi? Sau ai stat oarecum pe loc? Gândește-te la toate lucrurile astea, scrie-ți pe hârtie niște idei și apoi trage o linie. Vino cu o concluzie și spune: da, am evoluat, nu am evoluat destul de mult, mai e de muncă sau nu am evoluat aproape deloc și e o problemă destul de mare. Pe urmă, creează-ți o mini-strategie. În primul rând, vezi unde ești. Nu știu, dacă tehnologia din ziua de azi e undeva aici, tu ești pe aici sau ești aici sau ești undeva sub această masă pe care îmi țin notițele mele. E foarte important să știi unde te poziționezi în acest moment. Acest lucru e important pentru că mai apoi trebuie să îți faci un plan astfel încât să ajungi la acel nivel la care trebuie sau la care îți dorești. Deci, foarte important, vezi unde ești, gândește-te ce ar trebui să faci ca să ajungi la nivelul potrivit. După ce ai făcut acești pași, poți să începi cu niște lucruri de bază și anume să vorbești cu managerii din compania ta, astfel încât să vezi dacă există posibilitatea ca tu să faci niște cursuri extra, să fii mutat pe un alt proiect, să faci lucruri care să te împingă mai sus din punct de vedere tehnic, al tool-urilor, al cunoștințelor. Trebuie să încerci chestia asta pentru că în multe locuri poți să faci switch-ul între proiecte și chiar recomandat ca unii oameni odată la ceva timp să se schimbe între proiecte pentru că dezvoltă o anumită imunitate la problemele din proiect, adică anumite lucruri încep să devină normale, chiar dacă ele nu sunt normale, pentru că te lovești de ele foarte, foarte mult, te lovești de ele de foarte multe ori și atunci
poate nu-ți mai pasă sau nu le mai consideri atât de importante. Prin urmare, e bine să faci schimbări odată la niște luni, la niște ani, poate. Dacă acest lucru nu merge, nu reușești nici cum, există și varianta de a-ți schimba jobul. Da, dacă nu poți să evoluezi în compania în care ești, dacă nu poți să crești tehnic, să înveți mai multe tool-uri, să fii la zi cu tehnologia, trebuie să te gândești și la schimbarea jobului. Compania aceea nu te are pe tine în prim plan. Compania are profitul său în prim plan. Și, prin urmare, dacă pentru tine e foarte important să fii updatat din punct de vedere tehnic și al tool-urilor, compania nu poate să-ți ofere acest lucru, e clar, trebuie să mergi la o altă companie. Pregătește-te de interviuri, aranjează-ți puțin CV-ul și începe să aplici la alte companii unde e nevoie de niște cunoștințe mai avansate, poate, decât ai tu, unde se lucrează cu tehnologiile cu care vrea să lucrezi tu, care sunt poate mai moderne și cu tool-uri, din nou, mai moderne. O alternativă la căutarea unui alt job este să iei problema în propriile tale mâini, adică să te apuci tu să-ți cumperi sau să-ți faci rost de anumite cursuri de pregătire pentru tool-uri sau tehnologii, să înveți un framework nou, fie că e vorba de programare, fie că e vorba de testare automată, să faci niște proiecte personale în care să exersezi lucrurile pe care vrei să le înveți, practic să te auto-educi. Și în IT lucrurile acestea se face destul de des, chiar și eu fac lucrul acela. Iar dacă la jobul meu sau în viața de zi cu zi profesională nu fac anumite lucruri, nu folosesc anumite tool-uri, eu le folosesc pe cont propriu în proiectele mele personale, de unde acumulez experiență și cunoștințe extra. Bineînțeles, această ultimă chestie te poate seca de energie, pentru că tu trebuie să aloci 8 ore pe zi jobului tău și pe lângă asta trebuie să mai aloci 30 de minute, oră, două pe zi pentru a învăța și exersa și lucra la alte proiecte. Chestia asta e obositoare, nu o să o poți face pe o perioadă îndelungată de timp, dar dacă îți place tehnologia și ceea ce faci, cu siguranță vei reuși și vei trece de bariera asta inițială a oboselii. Ok, cam atât am avut pentru tine astăzi. Nu uita să-mi lași în comentarii ideile tale despre acest topic. Spune-mi dacă în ultimele 6-12 luni ai stagnat din punct de vedere tehnic, dacă ai avansat, ce ai făcut ca să te menții la zi cu tehnologia și cu tool-urile care apar și, bineînțeles, poți să-mi dai sugestii de videouri asemănătoare cu acesta, astfel încât să discutăm și să ajungem cu toții într-un punct mult mai bun al carierei noastre. Mersi că te-ai uitat, nu uita că poți să susții acest canal cu un like, cu un share, cu un comentariu sau oferind o cafea prin linkul din primul comentariu pin. Mersi că te-ai uitat, ne vedem data viitoare!